Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Viorica Jurcă și vă prezint știrile serii. Iată titlurile. Prima tranșă de 50 de milioane de euro din asistența Uniunii Europene, bani destinați acoperirii găurilor bugetare, urmează să ajungă până la sfârșitul acestei luni. Cereale avem suficiente pentru consumul intern și chiar pentru export, anunță premierul, care susține că în următoarele luni guvernul va veni cu noi ajutoare pentru fermieri. Nu am scos de pe agenda încă ceea ce discutam despre un suport suplimentar, motorină sau alte elemente pe care le discutăm cu partenerii externi. 30 de clase și o grupă de grădinițe din Chișinău au intrat în carantină din cauza noului coronavirus. Măsurile de protecție se întețesc, anunță primăria. În autoizolare avem 1325 de elevi și 57 de angajați, inclusiv 16 cadre nedidactice. COVID-19 ia amploare în lume. Israelul a introdus un blocaj complet și revine treptat la starea de urgență în toată țara, iar Statele Unite se pregătesc de un nou val. We're in for a big surprise. And we are preparing ourselves. Astăzi în țară au fost confirmate 229 de infectări cu noul coronavirus, după efectuarea peste 1200 de teste. Bilanțul COVID-19 a ajuns astfel în Moldova la 43.207 cazuri. În stare gravă se află 594 de pacienți, din care 40 sunt conectați la aparate de respirație asistată. Au fost anunțate și noi 7 decese, cifra totală a victimelor fiind deja de 1130. Printre cei răpuși astăzi se numără și medicul farmacist Maria Echiper, în vârstă de 61 de ani, care a activat la Direcția Medicală a Ministerului de Interne. Pe de altă parte, astăzi 498 de pacienți au fost tratați și declarați externați. În total, 31.828 de persoane s-au vindecat de COVID-19. În continuare, cele mai multe cazuri de îmbolnăvire, peste 18.000, sunt înregistrate în municipiul Chișinău, după care urmează regiunea transnistreană, Găgăuzia și orașul Bălți. În capitală, de exemplu, peste 15.000 de persoane suspecte sau confirmate pozitiv se tratează acasă, fiind monitorizați de medicii de familie. Crește numărul celor aflați în stare gravă, iar în multe spitale locurile sunt la limită. Doar în centrul COVID zilnic ajung pentru verificări în medie 130 de persoane. Motivul creșterii cazurilor este bine cunoscut: relaxarea și nerespectarea normelor sanitare. Ieri am fost în mai multe zone din capitală, înțeleg că nivelul de respectare a recomandărilor este unul foarte jos. Înțeleg că oamenii au obosit, că sunt foarte mulți oameni în continuare care nu cred că există virus și acționează cum acționează. De la începutul lunii martie și până acum, în capitală, 374 de persoane au murit fiind răpuse de noul coronavirus. Medicii spun că din cauza scepticismului, mulți pacienți ajungeau prea târziu, când deja erau în stare gravă și cu greu mai puteau fi salvați. Până în data de 30 septembrie, în țară va fi valabilă starea de urgență în sănătate publică. Prima tranșă de 50 de milioane de euro din asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene ar trebui să ajungă în țară până la sfârșitul acestei luni. Anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu după ședința tradițională de luni a conducerii statului. Banii ne sunt oferiți pentru necesitățile bugetare, dar și pentru a acoperi un șir de cheltuieli suplimentare generate de pandemie. Memorandumul privind asistența financiară de 100 de milioane de euro a fost ratificat vineri de Parlament. Durata acordării împrumutului este de maximum un an. Creditul urmează să fie restituit timp de 15 ani. Urmează ca această primă tranșă să o primim. A doua tranșă este în funcție de îndeplinirea 6 condiții importante pe care noi suntem gata și am agreat să le îndeplinim, dar este și condiționată de existența programului cu femei. După ședință, premierul a vorbit și despre progresele înregistrate privind acoperirea deficitului bugetar, acțiuni coordonate cu Fondul Monetar Internațional. Șeful executivului a precizat că, datorită rectificărilor făcute săptămâna trecută de legislativ la bugetul de stat, s-a reușit scăderea deficitului de la 17,5 miliarde de lei la 16 miliarde. Chiar și așa, autoritățile mai au încă multe provocări. Rămâne complicată situația bugetară, deci cu rectificarea care este, noi avem încă multe surse de finanțarea a deficitului care sunt sub risc, și aici vorbim iarăși de cel credit rusesc, de 4,16 miliarde lei, care este inclusă ca sursă de finanțare, dar încă nu avem
semnat acordul și, bineînțeles, nici ratificat. Mai sunt unele sume, inclusiv din privatizare. În pofida creșterii considerabile a cheltuielilor bugetare, guvernul nu renunță la proiectele stringente din sectorul social, cum ar fi susținerea pensionarilor. S-au alocat peste 130 de milioane suplimentar pentru suport pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale pentru majorare cu 200 de lei acelui suport unic bănesc de 700, deci în total vor primi câte 900 de lei, în jur de 660 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova. Acești bani vor fi achitați în luna octombrie, așa cum s-a decis înainte, și vor fi achitați odată cu pensia. Premierul a anunțat că a fost suplimentat și bugetul pentru medicina de urgență cu 40 de milioane de lei. Acolo îți cheltuieli pentru salarii mai multe, pentru că sunt cu mult mai multe chemări decât au fost planificate la începutul anului, atunci când nu știam de pandemie. Iată, această muncă suplimentară trebuie achitată. Amintim că din septembrie salariile tuturor angajaților din medicină au fost majorate cu 30%. La inițiativa președintelui Igor Dodon, lepurile din sănătate treptat se vor dubla. La 1 ianuarie urmează o nouă majorare cu 30%, iar la 1 iulie 2021 cu 40%. De asemenea, tot la anul urmează să înceapă și un proces de dublare a salariilor pentru pedagogi. Consumul intern de cereale este asigurat în proporție de 100%, susțin autoritățile. Mai mult, pofida anului extrem de greu pentru agricultură, Moldova dispune și de cantități importante de grâne care vor merge la export. În același timp, conducerea țării anunță noi proiecte de susținere a întreprinderilor care au avut de suferit din cauza secetei. Premierul Ion Chicu susține că în acest sezon au fost strânse peste 620.000 de tone de greu, în timp ce pentru consumul intern sunt suficiente și 350.000 de tone. De asemenea, de pe câmpuri au fost adunate și 800.000 de tone de porumb, cu 100.000 mai mult decât necesitățile interne, iar de floarea soarelui au fost strânse până acum 400.000 de tone. Șeful executivului a anunțat că în această săptămână mai continuă recepționarea dosarelor pentru acordarea compensațiilor pentru agricultorii care au semănat greu și le-a fost afectată recolta în proporții mai mari de 60%. Autoritățile susțin că treptat vor fi găsite și surse financiare pentru culturile din grupa a doua, cum ar fi porumbul. Continui evaluarea pentru grupa a doua. Aici urmează să vedem în funcție de rezultate cu ce suport vom putea veni. Vom încerca în următoarele luni să mai acumulăm mijloace financiare suplimentare ca să venim cu acest suport. Voi avea întrevederi cu reprezentanții agricultorilor și săptămâna aceasta. Nu am scos de pe agenda încă ceea ce discutam despre un suport suplimentar, motorină sau alte elemente pe care le discutăm cu partenerii externi. Amintim că în luna august, președintele Igor Dodon a declarat că fermierii afectați de secetă vor primi ajutor umanitar sub formă de motorină. Potrivit șefului statului, combustibilul va fi oferit de Federația Rusă, iar cantitatea variază între 40 și 50 de mii de tone. Autoritățile condamnă în continuare atitudinea unor deputați din opoziție care încearcă să obțină capital politic prin propunerile populiste de a acorda bani suplimentari în agricultură prin tăierea bugetelor pentru drumuri sau salarizare. Am văzut deja mișcări din partea tot acelor deputați din Parlament, mari promotori a intereselor agricultorilor, care sunt gata să taie și pensii și salarii numai ca să-și satisfacă interesele lor înguste. Ei vin cu inițiativa să taie de la drumuri, să rămână datorii pe anul viitor. Ei poate nu știu, dar statul nu poate să admită arierate bugetare. Este și o condiționalitate cu femeii. Când un lobist cu interese în domeniul agriculturii vine cu propunerea să lăsăm pe cei care au construit drumul să nu le dăm bani, dar să dăm pentru agricultori că el are interese acolo, deci este un lucru foarte grav. Amintim că guvernul a alocat 300 de milioane de lei pentru fermierii care au avut de suferit din cauza secetei și grindinei. Această sumă va compensa pierderile înregistrate de peste 2800 de fermieri care au semănat greu și alte culturi din grupa 1. Chiar dacă nu-i vor acoperi toate pagubele suferite în urma secetei, compensațiile oferite de stat sunt o salvare pentru lucrările de toamnă și pregătirea terenurilor de noul an agricol. Asta spune un fermier din satul Cocir, raionul Dubăsari. Ca și mulți alți fermieri din țara noastră, Andrei Poiat a avut pierderi imense în acest an. Acum însă spune că i-a revenit un pic speranța, mai ales că banii i-au ajuns în cont în doar câteva zile de la solicitare. Наша компания лично получила уже субсидии 1500 на пшеницу на каждый гектар. И в течение 5-6 рабочих дней
деньги были на счету. Удивительно и приятно. Anul acesta, tânărul antreprenor din satul Cocier, raionul Dubăsari, a semănat 400 de hectare de grâu, orz, porumb și floarea soarelui. Porumbul a fost distrus în totalitate de secetă, iar grâu și orz a strâns doar câte 400-500 de kilograme la hectare. Прошлом году пшеница была 3 тонны 300, ячмень был 3 тонны 500 с гектара. По сравнению с этим годом получается 7 раз меньше. Săptămâna trecută a început și recoltarea la floarea soarelui. Floarea soarelui nu este o cultură pretențioasă și nu dă mari bătăi de cap. Ceea ce reușit să strângă Andrei va vinde pe piața internă, cât despre export. Anul acesta nu s-au colectat cantitățile necesare. Antreprenorul nici nu s-a așteptat că seceta îi va aduce pierdere atât de mari. Я занимаюсь 5 лет. Я могу сравнить этот год с 5-летним стажем своей работы. А люди старшего возраста, которые имеют под 70 лет, они говорят, не припоминают таких годов, чтобы была такая большая засуха, що сільськогосподарство так пострадало. Agricultorul susține că datorită sprijinului statului va reuși să-și revigoreze afacerea și să-și mențină lucrătorii în întreprindere. Спасибо государству, что дало нам субсидии на гектар, 1500 на первую продукцию, 1500 лей. Эти деньги пойдут на поддержание коллектива, на оплачивание зарплат. Potrivit guvernului, pentru un hectar de grâu, fermierii vor primi 1500 de lei, pentru orz 1530, iar pentru rapiță 2100 de lei. De asemenea, pentru a-i susține pe agricultori, a fost instituit moratoriu la verificările fiscale și a fost adoptată hotărârea privind compensarea dobânzilor la credite. Ne plângem de secetă și călduri insuportabile, dar continuăm să defrișăm la greu pădurile. Ori asta înseamnă că trebuie să ne așteptăm la vreme și mai aridă. Experții spun că principalul motiv al lipsei precipitațiilor este tăierea masivă a pădurilor. Dacă în Europa fâșiile forestiere ocupă peste 40% din teritoriu, în Moldova această cifră este de numai 11%. Iată de ce autoritățile de la Academie de Științe și Institutul de Cercetări Silvice au făcut un plan de restabilire a pădurilor care urmează să fie propus guvernului. ...871.000 de metri cub de lemn. Iar acum autoritățile de resort au elaborat un nou plan pentru tăierea, dar și plantarea copacilor. Scopul proiectului este reînnoirea și extinderea fondului forestier. Amenajmentele silvice se fac odată în 10 ani și ele prevăd anume acele lucrări silvice care trebuie să fie efectuate numai decât în arborete pe următorii 10 ani, dar odată la 5 ani se face hotărârea guvernului care prevede anume concret pe fiecare gospodărie ce fel de tăieri, în care parchete și pe urmă sunt efectuate lucrările de întreprinderile silvice, având la bază o autorizație care este dată, primită de la Agenția de Mediu. Experții au calculat că timp de 5 ani în Moldova ar putea fi defrișate 1.771.000 de metri cub de lemn sau aproximativ 354.000 de metri cub pe an, cu 100.000 mai puțin decât acum 5 ani. Fiecare întreprindere forestieră va putea începe lucrările numai după aprobarea Inspectoratului de Stat. Potrivit funcționarilor silvici, vor putea fi tăiați doar copacii afectați de boală și cei mai mari de 25 de ani. În paralel, Agenția Molțilva se ocupă de înverzirea terenurilor afectate de vremea tot mai aridă. S-au întârziat lucrările de efectuare a tratamentelor silvici cu 20-25 de ani și acum aceasta și factorii dăunătorii care sunt în păduri și factorii ăștia climatici au făcut așa ca multe păduri de stejar, anume din zona gospodăriei silvici Strășeni, este o uscare în masă și noi o să facem reconstrucții ecologice cu plantarea altor, atât regenerare naturală și regenerare artificială ca să îmbunătățim starea fitosanitară a pădurilor. Seceta a afectat cel mai mult sudul Moldovei. Este vorba în special despre întinderile forestiere din raionul Cahul și Comrat, iar în centru au avut de suferit pădurile din raionul Strășeni. Acestea vor fi primele în lucrările de reînverzire. Până la sfârșitul lunii septembrie, salariile angajaților de la Calea Ferată a Moldovei vor fi majorate esențial. În special este vorba despre 1.000 de angajați care au venituri mai mici de 2.000 de lei. Anunțul a fost făcut de directorul interimar al CFM, Adrian Onceanu.
După ce întreprinderea Cale Ferată a Moldovei a achitat toate restanțele salariale pe care le avea față de angajați, iar unele datorii istorice față de agenți economici au fost returnate, compania și-a propus ca angajaților care au un salariu lunar sub 2000 de lei să le fie majorat cu până la 20%. Până la sfârșitul acestei săptămâni va fi emis ordinul de salarizare. Ele sunt diferite categorii de salariați. Noi am ales salariați cei, într-adevăr, care au salariile mai mici de 20, mai mici de minimumul garantat, care este stabilit prin hotărâre de guvern și prin lege. Sunt circa 1000 de persoane. Majorarea, iarăși vedem, de la 300 până la 500 de lei, ca să fie așa un gen de compensare, să fie asigurat minimumul garantat. Chiar dacă acum, în perioada pandemică, veniturile întreprinderii s-au înjumătățit din cauza sisterii curselor internaționale și a cererii mai reduse pentru transportul marfar, totuși CFM își propune ca, începând cu anul viitor, să modernizeze tronsonul feroviar de la Tighina până la Giurgiulești. Porțiunea cu o lungime de 233 de kilometri va fi reabilitată printr-un proiect al Băncii Europene pentru reconstrucție și dezvoltare în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții și Comunitatea Europeană. Creditul este de 95 de milioane de euro. Durata proiectului este de 3 ani de zile. Peste 3 ani de zile noi însă avem un cale ferată pe tronsonul cel absolut nou, modern, care corespunde la toate standardele internaționale. De asta iarăși ne va permite pe tronsonul ăsta să majorăm și viteza și greutatea de marfă. Acum noi pe cale ferată în multe sectoare avem limite și de viteză și de greutate. Adică asta tot ne majorează cheltuielile pentru transportarea marfurilor. Amintim că după aproape 3 decenii, pentru prima dată, calea ferată din Moldova s-a înnoit cu 12 locomotive de ultimă generație. Acestea sunt destinate pentru transportul marfar. Veteranii care nu sunt angajați în câmpul muncii nu vor beneficia de asigurare medicală gratuită. Asta după ce proiectul de lege respectiv a fost blocat de deputații PPDA condus de Andrei Năstase. Premierul Ion Chicu i-a criticat astăzi pe legislatori și i-a acuzat de irresponsabilitate. În proiectul de lege blocat de deputații Partidului Demnitate și Adevăr în Parlament, guvernul a propus ca statul să achite asigurarea medicală pentru veteranii care nu sunt angajați. În același proiect erau prevăzute și majorări ale unor alocații sociale pentru soții și urmașii veteranilor. Irresponsabilitatea maximă a unor deputați a făcut ca această inițiativă nobilă să fie compromisă. Deci a ieșit o populistă cu un amendament care a anulat practic propunerea de a scuti veteranii care nu sunt angajați. Populismul maxim a ajuns la aceea că vineri iar s-a votat împotriva logicii, împotriva bunului simț și de fapt cei care prin populism vor să se ofere sau să se prezinte societății ca mari suporteri veteranilor au făcut mai rău. Șeful guvernului a amintit că toate amendamentele venite din partea deputaților care nu au acoperire financiară sunt anticonstituționale. În acest context, Ion Chicu declară că mizează pe responsabilitate și înțelegerea deputaților în susținerea versiunii propuse de guvern. Aprobarea legilor anticonstituționale din motive de populism nu poate ajuta oamenii, doar compromit și distrug acest stat. Sper că Parlamentul va reveni la această decizie neconstituțională și va susține inițiativa guvernului consultată cu veteranii și să oferim cât mai rapid acestor veterani posibilitatea să beneficieze de asigurare medicală gratis. Decizia de a acoperi financiar din partea statului asigurările medicale pentru veteranii care nu sunt angajați în câmpul muncii a fost luată în cadrul negocierilor din primăvară purtate cu asociațiile celor care au luptat pentru integritatea țării. În listele de subscripție ale candidaților pentru funcția de președinte, Renato Usatăi și Andrei Năstase, au fost depistate mai multe semnături ale unor persoane decedate, susține Comisia Electorală Centrală. Totuși, potrivit reprezentanților CEC, cei doi concurenți au prezentat suficiente semnături pentru a fi înscriși în cursa electorală. Semnăturile decedaților au fost depistate după examinarea listelor prezentate de grupurile de inițiativă a celor doi candidați. Cum se întâmplă că totuși un anumit număr, nu vreau să dau cifra, dar cum de acești cetățeni care oleacă au decedat? Fiindcă atunci când se depistează în listele electorale, noi știm cine sunt vinoveții. Funcționărimea, fie cei de la ASP, fie cei de la Comisia Electorală Centrală. Dar, iată, în cazul dat, noi trebuia să discutăm cu oameni vii.
și se depistează cu un anumit număr, au decedat. Au decedat în perioada a doua zi după aceea, poate i-a supus unui stres. Șefii grupurilor de inițiativă nu au negat că în liste au fost incluși și defuncți, însă toată vina a fost pusă pe colectori. Noi nu, la moment nu cunoaștem de ce s-a întâmplat acest lucru, pentru că am aflat despre aceasta ieri. Posibil că sunt cazuri de introducere în listă a persoanelor decedate cu rea voință. Procesul de colectare a semnăturilor este destul de anevoios. Uneori din partea unor colectori există și fenomenul excesului de zel. Comisia Electorală Centrală i-a înregistrat pe cei doi concurenți electorali care au prezentat suficiente semnături. Pentru alegerile prezidențiale au fost înregistrate 13 grupuri de inițiativă pentru susținerea viitorilor concurenți electorale. Conform prevederilor codului electoral, toți candidații pentru funcția de președinte al Republicii Moldova depun liste de subscripție care conțin semnăturile a cel puțin 15.000 și nu mai mult de 25.000 de alegători din cel puțin jumătate din numărul unităților administrativ-teritoriale de nivelul 2 ale Republicii Moldova. Perioada de colectare a semnăturilor se va încheia la 1 octombrie inclusiv. Campania electorală va fi lansată pe data de 2 octombrie sau cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor. După două săptămâni de ore online, studenții revin în auditorii. Echipa noastră de filmare a mers la Universitatea Agrară din Moldova, unde i-a surprins în plin proces de studii pe mai mulți tineri, atât din țară cât și de peste hotare. Și ai noștri și cei străini spun la unison că preferă să vină la universitate decât să facă ore online. Șase studenți din diferite regiuni ale Chinei își fac studiile la Facultatea de Viticultură și Vinificație din cadrul Universității Agrare. Ei examinează cu atenție strugurii moldovenești, își sugerează în chineză unul altuia ce au de făcut, iar cu profesorul comunică în limbile română și rusă. Guli a terminat studiile de licență la aceeași specialitate în China, apoi a învățat limba română și a venit în Moldova să aplice la masterat. Acum studiază la laborator și face proiectul. Este foarte interesant și îmi place. Alți chinezi, înainte ca să vină în Moldova, au terminat facultatea de limbă și literatură rusă, iar acum însușesc cu totul o altă disciplină. Я раньше слышала, что Молдова это виноделическая страна с долгая историю об вина. Поэтому мне нравится вино и поэтому выбирала эту специальность. La studenții vinificatori, lecțiile practice sunt mult mai interesante. Ei au permisiunea să deguste vinurile din colecția universității. Pentru asta se iau în mod obligatoriu mai multe tipuri de vin: sec, dulce, demi-dulce, alb, roz și roșu. Primul rând ne uităm la etichetă, apoi contraetichetă. Ne axăm pe soiurile de struguri din care este elaborat vinul. Studenții Universității Agrare spun că specialitatea lor este greu de însușit la distanță. Reîntoarce în auditoriu este un lucru foarte important, deoarece în auditoriu facem mai multe carte decât online. Pentru că online, dacă să luăm eu de la horticultură, ne arăt profesorul online cum să altoiem un copac, asta nu e real. Să porți mască de protecție în auditoriu nu prea este comod, dar este o regulă impusă de autorități care trebuie respectată. La fiecare 2-3 ore dezinfectarea selelor, studenții trebuie să, la intrarea în bloc dimineața, adică la intrarea în bloc, nu doar dimineața, dar fiecare care intră în bloc, măsurarea temperaturii, cu partea de mănuși mai puțin, dar ce ține de măști, la maxim se respectă. Treptat, Universitatea Agrară intră în ritmul orelor offline. Câteva grupe învață în continuare la distanță, dar începând cu săptămâna viitoare vor reveni și ceilalți în săli. Deja de la 1 octombrie vom intra probabil în proporție de 60-70 online și 40 contact direct. Îndeosebe este vorba de lucrările de laborator, lucrările practice, o bună parte în seminară, adică online va rămâne mai mult sau mai puțin doar prelegerile. Prorectorul Universității a menționat că în pofida pandemiei, anul acesta la Universitatea Agrară au fost admiși mai mulți studenți decât anul trecut. Cel mai mult au fost solicitate specialitățile de masterat și studiile la frecvență redusă.
Tot mai multe cazuri de infectări cu noul coronavirus în rândul elevilor și profesorilor. La ora actuală, numai în capitală, 30 de clase au intrat în carantină, dar și o grupă dintr-o grădiniță. Potrivit regulilor, dacă un elev este diagnosticat cu noul coronavirus, toți cei cu care a contactat din clasă sunt trimiși în izolare. Viceprimarul Angela Cutasevici susține că după prima săptămână de activitate a școlilor au fost confirmate 225 de cazuri de infectare. Pe data de 10 septembrie, în instituțiile de învățământ general s-au înregistrat 225 de cazuri active de îmbolnăvire cu infecția COVID-19, inclusiv în instituțiile de învățământ secundar 190 de cazuri active. În rândul elevilor avem 97 de cazuri de îmbolnăvire, în rândul angajaților 93 de cazuri de îmbolnăvire, dintre care 19 sunt în rândul cadrelor nedidactice. În autoizolare avem 1325 de elevi și 57 de angajați, inclusiv 16 cadre nedidactice. Virusul COVID a afectat și activitatea unor grădinițe. Un copil a fost confirmat pozitiv până acum. În grădinițe s-au înregistrat 35 de cazuri active, dintre care în rândul copiilor un caz de îmbolnăvire, în rândul angajaților 34, inclusiv cadre nedidactice 13. La moment în autoizolare se află 72 de copii și 38 de angajați. Viceprimarul a subliniat că respectarea tuturor normelor sanitare în continuare se monitorizează strict. Angela Cutasevici a declarat că toate școlile și grădinițele sunt dotate cu cele necesare și datorită programului UNICEF finanțat de conducerea Statelor Unite în contextul luptei cu noul coronavirus. Începând cu 25 august, toate instituțiile de învățământ general din municipiu au primit suplimentar la cele procurate de municipalitate dezinfectanți și materiale de igienă oferite de UNICEF. Astfel, peste 4641 de litri de săpun lichid, 103.140 de bucăți de săpun solid și peste 4640 de litri de dezinfectant lichid pentru mâini au fost livrate în școli și grădinițe. Viceprimarul a reamintit că, potrivit regulilor, dacă un elev este diagnosticat cu noul coronavirus, toți cei cu care a contactat din clasă sunt trimiși în izolare. Dacă un profesor sau un angajat al unei instituții de învățământ se îmbolnăvește, decizia privind izolarea acestuia este luată de organizația teritorială a Agenției de Sănătate Publică. În cazul în care COVID-19 este stabilit la părinții unui elev, el rămâne acasă timp de 14 zile. Copiii se pot întoarce la ore doar dacă au un certificat de recuperare completă. Au luptat cot la cot, iar acum și-au găsit liniștea de veci într-un mormânt frățesc. În comuna Sculeni, din raionul Ungheni, a fost redeschis un complex memorial unde sunt înhumate osemintele a peste 1500 de grăniceri, ofițeri, piloți și soldați care au căzut în luptele cu fasciștii în vara anului 1941 și în primăvara-vara anului 1944. Un omagiu soldaților căzuți în luptele celui de-al doilea război mondial a adus și președintele Igor Dodon. Șeful statului a exprimat recunoștință celor care au contribuit la restaurarea monumentului militar. Igor Dodon a subliniat importanța păstrării memoriei istorice despre eroismul strămoșilor noștri, datorită cărora astăzi trăim sub un cer senin. Noi trebuie să facem tot posibilul ca aceste fapte eroice să nu le uite copiii și nepoții noștri. Și eu sunt ferm convins că noi o să facem acest lucru. Despre masacru vorbește istoria, învățătorul vieții. Iar nouă, copiii zilelor pașnice și cu minți, cu soare și sărbătoare, nu ne rămâne decât să cinstim smeriți memoria sfântă a străbunilor noștri, ce au apărat patria cu prețul vieții lor. Lucrările de reabilitare au fost efectuate cu sprijinul financiar al Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova și al primăriei Sculeni. Стараемся să обращать внимание прежде всего на крупнейшие захоронения, на крупнейшие точки, наверное, на карте Молдовы, в которых проходили самые ожесточенные, самые крупные кровопролитные сражения. Это седьмой комплекс, и сейчас еще продолжается на нескольких реставрационные работы. Мы абсолютно уверены, что в этом году закончим их.
Organizator și executor al acestei misiuni nobile a fost Organizația Slavonă pentru Drepturile Omului Vece, iar listele actualizate ale ostașilor căzuți au fost alcătuite de Organizația Obștească August. Было всего выявлено 944 имени погибших здесь солдат в 41 году в начале войны при защите Молдовы, Молдавии тогдашней. И более 600 погибших уже в период март-август 44 года. Практически два месяца каждодневной работы заняло на уточнение данного списка. Revenim în țară. Fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, împreună cu alți cinci acționari ai Unibank, au fost scoși de sub urmărire penală în dosarul privind frauda bancară. Cei șase au fost puși sub învinuire acum un an, fiindu-le incriminată comiterea escrocheriei în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unui grup criminal organizat. Potrivit Procuraturii Generale, în urma studierii probatoriului, Procuratura Anticorupție a ajuns la concluzia că faptele persoanelor respective nu într-un elementele infracțiunilor imputate. Procuratura mai anunță că la finalizarea urmăririi penale pe acest episod se va decide asupra responsabilității procurorilor care au urmărit ilegal persoanele reabilitate acum în drepturi. Sunt bun la criticat, dar și la stricat. Vorbim despre cei care, fără nicio jenă, vandalizează zonele proaspăt amenajate sau reparate de Primăria Capitalei. Muncitorii care lucrează la reabilitarea infrastructurii din oraș spun că s-au obișnuit deja cu faptul că dimineața, la începerea unei noi zile de muncă, trebuie să găsească neapărat ceva dărâmat sau furat și astfel sunt nevoiți să le repare din nou. Autoritățile au anunțat că cei care uită de bunul simț vor fi trași la răspundere și vor plăti amenzi usturătoare. În Chișinău sunt în derulare lucrări de reparații și construcții în toate sectoarele. Accent se pune și pe reabilitarea pasajelor subterane, care ani buni arătau dezastruos, în unele cazuri fiind și periculos să le traversezi. La doar câteva zile de la renovare, în multe astfel de treceri pe pereții proaspăt curățați de zeci de inscripții, apar altele, iar becurile instalate dispar odată cu venirea nopții. Mai nou, unii taie și cablurile conectate de meșteri pentru iluminarea pasajelor. Cum a fost aici, partea asta mașină l-a tăiat, acolo l-a zmuls câtetul, l-a tăiat din 10-20 de metri l-a tăiat, fiindcă de aici noi muncim, dar cineva îți bate joc. Nu doar de cabluri, dar se pare că și de becuri au nevoie multe persoane. Merg și smulg, scoate-te becurile, le fur, Dumnezeu știe ce fac cu dânsele, și rămâne niciun bec. Mulți nu ezită să fure și materialele vechi depozitate pe șantier. Toată piatra care s-a strâns de aici s-a așezat pe loc. Și din 12 metri pătrați au rămas 3 metri pătrați care au trecut cineva, nu știu cine, a încărcat și a plecat. Nesimțirea locuitorilor capitalei nu se oprește aici. Pe pagina sa de pe o rețea de socializare, primarul a postat un video cu câteva persoane care instalau indicatoare pentru parcări neautorizat. Arătat și voi arăta în continuare pe pagina de Facebook pe toți cei care își bat joc de municipiu. Unii parchează cum doresc, alții fură ca în codru, alții instalează tot ce le dorește sufletul. Mai sunt persoane care aruncă gunoi în spațiile publice, în fapt pentru care vor fi pedepsiți dur, anunță primăria. Mărimea amenzilor este de la 900 până la 1500 lei pentru persoane fizice și de la 3000 până la 9000 lei pentru persoane juridice. Totodată, pretorii au fost atenționați că dacă nu-și vor monitoriza sectoarele, riscă să-și piardă fotolile. Mai mulți pretori un pic s-au relaxat. Este și gunoi, inclusiv pe străzile magistrale, unde am zis că să nu existe. În ograzi, la foarte mulți dintre dumneavoastră, le-am dat bonusuri în avans. Dar, repet, și se referă la absolut toată lumea. Cei care nu fac față sau se fac că nu observă, nu vor mai fi în funcție.
Pentru a-i prinde pe cei care încalcă, urmează să fie creată o structură separată în cadrul preturilor care va monitoriza problema. Persoanele vor patrula pe străzi și vor fi echipate cu uniforme speciale ca să fie vizibile la fel ca și polițiștii. Săptămânal, preturile de sector vor prezenta informații cu privire la procesele verbale întocmite persoanelor care au făcut dezordine. Proprietarii de apartamente sau locuințe conectate la sistemul centralizat de termoficare care nu înregistrează datorii au șansa să câștige un abonament de consum gratuit la încălzire și apă caldă pentru luna decembrie. Furnizorul de căldură din capitală anunță concursul Termoelectrica dăruiește căldură, organizat tradițional în ajunul hramului orașului Chișinău. Tombola Termoelectrica Dăruiește Căldură va oferi în acest an 10 abonamente a câte o lună de consum gratuit la încălzire și apă caldă pentru luna decembrie. Angajații întreprinderii și rudele de gradul 1 ale acestora nu vor putea participa la extragere. În premieră, în acest an, la tombolă vor fi înregistrați practic toți consumatorii care sunt conectați la sistemul centralizat de energie termică, care nu au datorii la factură, și au reușit până la data de 30 septembrie curent să-și achite consumul de energie termică integral. Extragerea câștigătorilor va avea loc pe 14 octombrie, ora 11, în regim online. Ulterior, câștigătorii tombolei vor fi apelați și invitați la sediul Termoelectrica pentru a-și ridica premiile. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. La ora 21 nu pierdeți jurnalul în limba rusă. Și nu uitați că știrile noastre pot fi accesate și pe paginile Primul în Moldova, de pe rețelele de socializare. Să aveți o seară liniștită. Până mâine!